tuturor. Și dragoste și ură în aceeași relație. Oare cum funcționează dragoste o relație? Dragoste cu năbădăi, asta se numește. De genul acesta. Da. Dragoste cu năbădăi. Dragoste cu năbădăi, știi? Acum, excludem chestiile alea că ziua se bat și noaptea se împacă. Nu e... Adică se ceartă. Ziua se ceartă și seara se împacă. Se și bat, dă încolo, că violența există într-un mare fel și din ce în ce parcă din se păcate. Mărește, și mai ales aia verbală, și la aia verbală nu e pas de a tinde mâinile, deci nu e nicio diferență. Vorbim despre lucruri care de fapt ne dor, știi? Astea ne doare, și nu știu cum să spun, era o chestie. Da. Astea lucruri ne doare. Chestia de... Știi cum e cu lover boy-ul? Că ai un partener care îți place ambalajul, prima, da? Îți place ambalajul lui. Deci ambalajul arată bine, musculos, frumos, decorativ. Îți place să fii în compania lui, unde te duci și te simți bine, că arată... Exemplarul arată foarte bine, toată lumea te invidiază că uite ce bărbat mișto ai lângă tine, dar când ajungi la restul lucrurilor, poate că are un caracter foarte greu și îți vine greu să-l suporți. Deci imaginea rămâne doar la imagine. Doar la nivel de imagine. Conținutul nu. Conținutul cu ambalajul nu se potrivește. E ca cum cumpărăm noi pe net. Câte ceva ambalat foarte frumos și înăuntru conținutul este zero. Deci cam asta este da. Cu... Nu rezist o astfel de relație. Nu rezist. Adică te plimbi cu el prin cercurile de prieteni, prin vacanțe. E de les, îl duci, îl plimbi. Și gata. Dar atât. Și viceversa e valabilă. Nu mai bine ce e un câine. Și viceversa e valabilă, să nu uităm. Deci da, absolut. Începem de la bărbați, dar și la femei e același lucru. Și femeile sunt tot ambalate frumos, dar caracterul este mizerabil. De aceea sunt foarte multe femei singure. Din această privință. Din unul din privințe este asta. Da. Îți place, deci, că îți place doar ambalajul, asta e una, dar simți că ești tot timpul într-o competiție de a-l câștiga. Sunt bărbați care le place să vadă concurența împrejurul lui. Concurența feminină. Normal, că doar nu... Nu. Așa. Privirea mea spune multe, dar mă rog, nu mă băgați în seamă. Așa. Să vadă concurența împrejurul lui. La un moment dat te străduiești să-i câștigi toate aprobările posibile, să-i câștigi anturajul, să-i câștigi încrederea, părinții. Să-i câștigi părinții. Să-i... Așa. Dar asta e o chestie unde e ca o iubire în van. Că na, poate că s-a îndrăgostit și face lucrurile astea. Nu e doar de ambiție să faci chestia asta. Poate că te-ai îndrăgostit și spui, te gândești, băi, vreau ca ăsta să fie tata copiilor mei, știi? Și atunci lupți pentru chestia asta. Și la un moment dat îți dai seama că, de fapt, nu ți satisface nevoile emoționale. Doar tu iubești. Adică te lupți pentru ceva ce nu-ți satisface exact. Partea emoțională. Exact. Adică nu ai răspuns la iubirea ta, nu ai răspuns la sentimentele tale, nu ai răspuns la respectul tău, nu ai răspuns la nimic. Și atunci aceeași, știi cum e, ai câștigat un premiu, dar nu te bucuri de el foarte mult timp. Practic. Și același lucru se duce, unul cedează. Nu e o relație de asemenea de exact. Durată. Pentru că acest fel de persoane, aceste persoane nu fac decât să-ți ignore nevoile. Simplu. Știi cum e? Practic noi când facem chestia asta, urcăm pe cineva pe piedestal. Și nu ne, de fapt, ne trezim nu că l-am urcat pe piedestal, ci noi am coborât în genunchi. Ne-am subestimat. Am coborât în genunchi. Simplu. Așa. Ești dependentă
de ideea de a avea o relație. Știi cum e? E una să ai o relație sănătoasă și alta e să doar să ai o relație sau refuzi să te desparți de teama de a rămâne singură. Mă rog, devii dependentă de ideea de a avea tot obligatoriu lângă tine pe cineva. Că e confortabil sau nu, că e iubire sau nu, tu, probabil că aceasta este teama cea mai mare, de a rămâne singur și atunci suporți o ceca să ai pe cineva lângă tine. Nu numai această teamă, ea are alte substraturi la bază. Pentru că de multe ori devii vulnerabil sau creezi senzația, fiind singur, creezi senzația de vulnerabilitate, de slăbiciune, și atunci preferă să suporte orice, nu contează, doar ca să fie acolo. Mă rog, poate că doar poate apărea o persoană, poate avea o persoană care are doar o parte, să spunem, partea amoroasă este excepțională, în restul totul e o vraiște, dar dacă aia este ok, acoperă toate celelalte, știi, neajuns. Adică te mulțumești cu puțin. Da, mă rog, pentru unele asta e totul. Și gata. Și gata. Deci cam astea sunt cele mai importante. Poate că de multe ori aceste persoane își dau seama de chestia asta. Doar că și-au creat atât de multă dependență și frica de a rămâne singur, pentru că de foarte multe ori oamenii te judecă. Că te-a lăsat și ăla, înseamnă că ai neajuns. Da.